acum, domnule Savu, avem Elena Udrea, primul demnitar al cabinetului Emil Boc, care vine și ne dă câteva clarificări. Elena Udrea s-a uitat pe această decizie a instanței și ne spune că instanța a decis că doar procedura de recalculare este prost făcută, să spunem, nu procesul de recalculare în sine, și că executivul nu are de ales decât să vină cu o altă modalitate de a se recalcula aceste pensii. Atât. Practic, doamna Udrea nu este cel mai important ministru care se exprimă, este al doilea om în stat. Este, și era să folosesc o sintagmă, cuplu prezidențial. Nu o să zic așa. Cei mai puternici oameni din stat s-au exprimat, unul în supermarket. Doamna Udrea probabil a luat act de această declarație la supermarket și aseară s-a gândit să citească hotărârea în alte, că așa am înțeles în declarație. Și ne trezim în situația în care statul de drept este înlocuit cu statul de tip speculativ. Adică legile se încearcă interpretarea lor. Este o formă nouă de a gândi a oamenilor juridici. În general, în toate țările civilizate, legea este interpretată în spiritul ei. Și când auzi că se stopează recalcularea și oamenii au trăit cu speranța asta o noapte și vine doamna Udrea și spune acum, de fapt adâncește starea de confuzie în rândul personalului militar. Pentru că dacă atunci când ei, unii dintre ei, s-au dus cu adeverință, care nu li se ceruse, s-au dus să ceară recalcularea și a ieșit haosul ăsta, păi ce ne face pe noi să credem că dacă vine guvernul cu o altă lege și mai proastă ca asta, adică în care nici nu mai întreabă nimic, vor fi recalculate corect și atunci ce o să fac? O să dea în judecată guvernul pentru noile recalculări. Practic, legiuitorul s-a exprimat că acolo unde nu este de recalculat, nu trebuie recalculat. Și este o infracțiune cu caracter penal să continui această recalculare, sub orice formă ar fi ea. Ce a spus Elena Udrea nu face decât să adâncească confuzia și să transforme calvarul militarilor într-unul să le sporească starea de nesiguranță.